Felicitări, Ionuț. Sper să participi la cât mai multe concursuri, să obții nu neapărat foarte multe diplome, ci rezultatele care te satisfac pe tine. Ionuț Crățescu, sub îndrumarea profesorilor, s-a implicat activ în campania de prevenire a consumului de droguri și a câștigat locul al doilea la cea de-a 8-a ediție a concursului național Mesajul meu antidrog. Am participat la secțiunea al proiecte de petrecere a timpului liber și în cadrul acestei secțiuni am făcut pe o mulțime de sărbări de Crăciun, de Paște, în clasa 5-a, pe care l-am trimis la concurs. Campania antidrog, derulată prin Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Mehedinți, a devenit deja tradiție pentru școlile din Drobeta, Turnu Severin. Printre câștigătorii edițiilor naționale anterioare s-au numărat și elevii de la Colegiul Național Traian sau Colegiul Tehnic Auto. Pe vremea mea, când eram eu elev, noțiunea cuvântului antidrog cred că nici nu exista un vocabular. Activitățile astea au o importanță foarte mare și nu numai proiectul acesta mare pe care este, sunt desfășurate multe proiectuțe în fiecare școală, tocmai de a stopa acest fenomen. Proiectul și, bineînțeles, concursul Mesajul meu antidrog, ajuns la ediția 9-a, reprezintă un model de bune practici, în primul rând, cu instituțiile de învățământ, dar și un proiect sustenabil și de tradiție al agenției, având în vedere că am ajuns la a noua ediție și că Mehedințiu a obținut rezultate importante. Proiectul Mesajul meu antidrog a demarat în 2003 și are ca scop prevenirea consumului de droguri prin implicarea elevilor în activități extrașcolare de petrecerea timpului liber. Acestea au caracter cultural, artistic sau sportiv și presupun dezvoltarea de creații personale prin intermediul cărora să se promoveze un mesaj antidrog.